CSM București s-a împiedicat cu Universitatea Cluj după cel mai bun meci al sezonului, un succes cu 33-24 pe terenul rivalei SCM Râmnicu Vâlcea, în manșatura optimilor de finală în Liga Campionilor. La prima vedere, CSM București ar fi trebuit să obțină o victorie lejeră, având în vedere că Universitatea Cluj este ultima clasată în Liga Florilor, cu o singură victorie după 12 etape. Cristina Neagu a fost odihnită de Adrian Vasile, dar și fără capitanul echipei ar fi trebuit să câștige la pas. În timp ce tigroaicele au intrat destul de relaxate, ardelencele au ținut să se autodepășească. Profitând și de numeroasele erori din tabăra adversă, Universitatea Cluj a avut inițiativa în cea mai mare parte a jocului. În prima repriză a condus permanent și a intrat la cabine cu 15-14. După pauză, CSM București a dat senzația că va reveni, dar a continuat să joace în salturi cu momente bune și mai puțin bune. Tigroaicele au preluat avantajul pe tabela de marcaj, dar Universitatea Cluj a simțit că este o zi în care poate da lovitura și a jucat la intensitate maximă. Pe final, Clujul a avut atacul, a beneficiat și de eliminare a Crin Nepintia, dar cu câteva secunde înainte de final a pasat în aut. În ultimele secunde, CSM București a încercat să salveze meciul, dar nu a reușit să marcheze după time-out-ul lui Adrian Vasile. Meciul s-a terminat 27-27, iar tigroaicele au cedat primele două puncte în acest sezon.